Amintiți de proiectul inițiat de tinerii DA, Pasiu, Ștele de Mehr, Tiei și Săpun. Văd că guvernarea a luat apă în gură la această temă. Ei își bag joc de pensionarii noștri, unii fiind la limita existenței, dar cel mai grav își bag joc de profesori, de educatori. Ceea ce o să vă spun un caz care s-a întâmplat recent în raionul Ialoveni. Monica Babuc, reprezentanta PD, a chemat toți primarii și le-a promis că o să fie totul bine, crește Moldova, vă ridicăm vouă salariile. La care un primar, care este și profesor, a întrebat, poate mai bine profesorilor ridicăm. Răspunsul ei a fost fenomenal. Profesori sunt prea mulți, nu putem, dar vouă vă ridicăm. Și aici trebuie să tragem concluzii cu toții. Și profesorii, și primarii, și polițiștii. Vă dau vouă primarilor, vă dau vouă polițiștilor acum ca să tăceți. Să nu faceți gălăgie. Pentru că ei au o frică, o frică de unitatea oamenilor. Așa că haideți acum să ne unim. Profesorii, poliția, administrația publică locală și toate celelalte clase, medicii și toți ceilalți.